Aur are candidat pentru primăria Sacoș-Turcesc. Este vorba despre Iulian Daniel Lupu, în vârstă de 52 de ani. Se prezintă ca o persoană hotărâtă, determinată, care își dorește să atragă fonduri din diferite surse de finanțare. Un reper în administrația pe care și-a propus să o conducă îl constituie Comuna Ciugut din județul Alba. Am să fac o referire la programul meu electoral. Nu o să intru în direcție de acțiune, în obiective specifice, pentru că nu ne permite timpul. Dar o să fac referire la un obiectiv principal. Pentru mine este principal și cred că acest obiectiv, dacă va fi îndeplinit, va fi motorul dezvoltării comunei noastre. Este vorba despre atragerea de fonduri. Atragerea de fonduri din orice fel de sursă. Sper că peste 4 ani, Sacoșul Turcesc să se raporteze la orașe frumoase, precum Oradea, Cluj, Iași, sau poate este forțată puțin comparația, fiind reședinte de județ, dispun de alți bani. Să facem o referire la o comună din România, Ciugud, județul Alba, unde o echipă mică, compactă, a atras, dacă nu mă înșel, o sumă de 27 de milioane de euro. Candidatul a mai punctat că eșecul unor anumite administrații este cauzat de faptul că cei care conduc sunt aleși după alte criterii, printre care nu se numără și competența. Aleșii locali sunt aleși după alte criterii, deci nu după criteriul de competență. După criterii politice, sunt aleși de către neamuri, de către rude, de către prieteni, de către cunoscuți. Cam așa se aleg primarii și factorii de decizie din România. Tot după modelul Comunei Ciugud, candidatul Aur și-a propus să înființeze diferite parteneriate cu instituții de învățământ și nu numai, din Timișoara și din întreaga țară, dacă va fi ales.